Primele date ale anchetatorilor arată că băiatul a rămas singur acasă, s-a urcat pe un scaun și s-a plecat pe fereastră, dar s-a dezechilibrat și a căzut. Copilul încerca să o găsească pe jos cu privirea pe mama sa, pe care o știa plecată, aceasta fiind internată în spital de câteva zile, situație pe care minorul nu o știa. A vrut să plece. Era un scaun în fața geamului, dar cred că a vrut să uite pe fereastră că mama lui e la spital și a vrut să... Era... o aștepta. Și s-a plecat și a căzut. Dar a atenuat vegetația. E bine, e la spital, la nori. Înțeles că mama este internată, nu? N-am nimic de spus, am fost la muncă. Deci era singur acasă? Nu, era singur. Era cu cineva și cred că a fost plecat la magazin. Și ce s-a întâmplat? S-a urcat pe un scaun și atât. Păcat. Vecinii au auzit bubuitura puternică și când s-au uitat pe geam, l-au văzut pe băiatul cu deficiențe de auz și de vorbire, căzut în curtea din spatele blocului. Mai mișca, mișca, dar răcăia pământul așa cu degetele și s-auzea un gemet. Era singur acasă? Singur e, pentru că am înțeles că ăsta, cum stai, că se lucrează pe la o spălătorie, pe Bobâlna, pe undeva, nu știu. Și mama? Și lucrează și ea, dar nu știu unde. Și îl lăsau singur în casă? Păi cred că da. Am auzit că a picat de la etajul 3 un copil pe geam. Era singur acasă? Nu știu. Are ceva probleme medicale? Da, este subdomut. Medicii de la Serviciul de Ambulanță Județean Prahova au ajuns în câteva minute la fața locului și au acordat îngrijiri medicale băiatului. La locul solicitării am găsit un băiat de aproximativ 11-12 ani, care se pare că a căzut într-adevăr de la etajul 3 al unui bloc, cu un traumatism craniocerebral, o fractură de femur stâng. L-am preluat, i-am acordat primul ajutor calificat, după care ne-am deplasat la Spitalul Județean pentru investigații și tratament ulterior. Băiatul a rămas internat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, unitate medicală în care este sub tratament și mama sa, iar anchetatorii urmează să stabilească dacă minorul mai poate fi lăsat în grija familiei sau părinții trebuie să fie decăzuți din drepturi printr-o decizie judecătorească.